Domnilor, avem nevoie de abilitățile dumneavoastră în interesul României. Astăzi și echipa națională intră în cantonament. Așa că este nevoie de doi preparatori fizici. Eu sunt capitanul Burci, am o p*** de un metru și o să vă p*** pe toți. Thomas! Alcoolism cronic. Te p***. Deranjez? Da. Asta e și ideea, mutule. Hai mă, mai cu viață! Bun drum, bun Franța, bate-n drum, bun dincolo. Ura! Cu sacul legat în spate, cu mâinile. Ura! Atenție la mine, you f***ing pieces of shit! Căcănari! O să-i ajutăm pe băieții ăștia să construiască un baraj. Un dig! Iau-s, mea! Un dig! Mă rog, este echipa națională, noi antrenăm cu mingi medicinale, TRX-uri și electrostimulare. La bă. Așadar, o să-i ajutăm pe băieții ăștia la baraj. La dig? La dig! Bă, eu sunt capitanul Burci și am împușcat doi fotbaliști la un antrenament. Le-am zis să facă ceva, n-au vrut și am împușcat. Pac! Așa că nu vă puneți cu mine că vă ia mama, dracu. Mutu! Aici. Beg your pardon? Zi Mutu Hristosomati! Mutu Hristosomati! Ia vino mă încă. Te băgăm iar în formă, baby? Ia zi, mătule, cât să-l vei împotrivi seara? F***ing piece of shit! What the... Ce e cu aia, bă? A zis domn Vișinescu că să-i aducem aici. Cine? Nu știu. Păi și cărați așa stați fără să știți cine? Nu să știu dacă trebuie. Ia hai marș înapoi cu ei. Pieces of shit. Hai! Piece of shit. Domn capitan? Domn capitan, nu știe ce e în ei. Așa și? Păi dacă nu știe ce e în ei, nu știe dacă are nevoie de ei. Păi și dacă nu știe ce e în ei, de unde știe dacă are sau nu are nevoie? Îi duceți înapoi. Ce e, bă, cu voi? A zis domnul Vișinescu că nu vă trimite sași de pomană. Poate că o să aveți nevoie. Când o să am nevoie, o să-i cer. Da, dacă tot iau... Shut up! Aici eu vorbesc. Hai! Luați sacii și sus cu ei. Stânga, prejur. Hai! What the f***? O să nu mă încărci pe mine cu materiale de care n-am nevoie. Când o să-i trebuie, o să-i folosesc. Îi duceți înapoi. Băi, fă! Hai, mă!
Ești bine, Adi? Dar unde e Mutu? Hai, baby. Obosit? Doamnelor, am o veste bună și una proastă cu care vreți să încep. Aia bună. Aia bună. Vestea bună e că drumul de întoarcere de 25 de kilometri nu-l vezi mai parcurge cu rucsacul de 30 de kilograme în spate. Și aia proastă? Aia proastă e că-l vezi parcurge și cu rucsacul și cu sacii. Yes! Mă umori, mă umori, nu te înțeleg. Pieces of shit. Bucurii și mici probleme să parcurgem noi putem. Când stăm la cămin de-o vreme, atunci când studenți suntem. Tremur și o elagoană când afli ceva divin. Vișinesc un persoană, administrator de cămin. Doamnă rector, nu știu ce ați fost informată, sunt foarte mulți răuvoitori. În căminul studențesc pe care îl administrez nu există fapte demne de îngrijorare. Puteți să-mi dați câteva exemple? Aș vrea să văd până unde merge nemernicia celor care v-au mințit. Păi, în mare parte, mi s-a spus că rezultatele proaste de la sesiunea de examene sunt cauzate de haosul din căminul în care stau studenții noștri. Haos? Da, da, haos! Domnule ministru, vă rog să mă iertați că v-am apelat, dar a intervenit o situație extrem de dificilă. Aș dori să ne trimiteți pe cineva care să administreze căminele noastre studențești și să readucă ordinea, întrucât începe sesiunea de examene și n-am vrea să se repete situația din sesiunea precedentă. Vezi că ai ratat-o, bre. A fost pe aici, te-a căutat, a întrebat de tine. În fine, ai zis că te caută și acasă. Cine? Moartea. O glumă extraordinară. Deci trimite cu ea la iumor, dar totuși cred că o să te trimit în altă parte. Lasă-mă să ghicesc la dracu. No, păi n-are niciun sens. Doar am venit personal. Dă-ți-mi voie să mă prezint. Vișinescu, nou administrator al căminului. Spuneți-mi, rog, vă, sunteți studenții acestei facultăți? Doar eu. Și domnul? Și domnul a venit să mă vadă. Ah, deci este într-o vizită. Mm-hmm. Știți că în interiorul căminului nu au voie decât studenții facultății. De când, mă? De acum. Băi, intru când vreau. De ce vă sărutați pe holuri? Dar nu ne sărutăm pe holuri, ne sărutăm pe gură. Dar văd că voi ca și cum sunteți o cavalcadă de umor, haz și amuzament. Ține puțin asta, rog, te degajeam pe... A? Adică mișcă-te, dragă, un pic, ați făcut franceză. Și acum, rog,
Trăște-l afară din cămin, afară din viața ta și reați activitatea de studentă. Se confruntă cu mari probleme. Noul director nu face față problemelor cu consumul de alcool, consumul de droguri, rezultatele slabe la învățătură și rapoartele sexuale neprotejate între cadre didactice și ele. De ce? Domnul Vișnescu. Domnul Vișnescu, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva? Vă scuzați, am o întrebare. Da. Aveți un șervețel? Șervețel? De ce? Credeam că vrei să mă întreb ceva despre caz, Marine. Aș prefera să vă întreb cu mâinile curate. Da, asta e tot. Da, sigur, sigur, da. Mulțumesc. Ia stai, stai! Băi, șeful, te duci. Hai, bani la tine, bă! Dă-l în capac, bă, la! Opa, ce te rog de și spune-le să plece de aici. Stai un pic, tanti. Hai vino cu mine. Hai vino cu mine. Băi, dai tu. Ia, că-i dau somn să moară viața mea. Ce să plecați de aici? Ginel. Dacă-i bag un deget în urechi. Hai. Hai. N-am spus. Te vă ajung, mă. Ia zi-mi, Mulangiule, ce morții te vrei? Rog-vă, adunați coșile de semințe de pe jos. Aruncați gherile la coș. Apriți muzica. Și nu mai hărți o sfetele. Hai să mă apuc. Mor din asta? În ce ordine vrei tu? Băi, nu știu. Noi te-am întrebat în ce ordine vrei să te bate, mă înțelegi? Câte unul pe rând sau toți de bat? Ha? Oh, nu, rog, mă, nu. Ce ascultați acolo? Nebunia lui Salam Bărule. Păi atunci mai sunt cinci. Ce cinci? Secundă până începe. Ce începe, bă? Nebunia lui Vișinescu. Ia! 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 Ia